Ia uitați, dragi prieteni, chiar dacă a început să plouă, eu vă arăt ceva frumos. Ia uitați cât ai popușoi eu am aici. Ia uitați cât ai popușoi. A? Pui pe acolo de la ăla, pui pe aici de la asta. Da, ia uitați cât ai popușoi eu dezvoltă bananierul ăsta în acest an. Vedeți? Deja s-au creat premisele unei recolte foarte bune de banane. Deci din momentul de față începe recolta. Da? Avem aici bulbul ăsta care va dezvolta N și N banane, ce momentan le ține ascunse de mine să nu le văd eu și implicit nici dumneavoastră. Dar cam în 2 săptămâni ar trebui să se vadă măcar primii trei ciorchini de banane. 1, 2, 3, 4, oricum o să fie mulți. Tija asta va atârna undeva până pe aici. Deci undeva la 1 metru, 1,5 metri. Și se va umple cu 200-300 de banane. Pentru moment, așa arată. Deci pentru moment așa arată. De-abia acum începe. Frumos ăsta să ne dovedească că se poate. Vedeți? Vedeți, normal că vedeți, că doar nu purtați ochelari. Și astea fiind spuse, vă pupă Jean și o să revin cu evoluția ulterioară a acestui baban. Că n-aș putea să-i spun doar banan. Baban, da? A acestui baban. Baban de banan. Să trăiți bine!